Vedeți, fraților, că nu înțelegem odată pentru totdeauna. Asta urlăm aici la emisiune de ani buni și unii se fac că nu înțeleg. După toate standardele puse de Chiove și de Băsescu și preluate de Claus Iohannis, doamna Laura Codruța Chioveși este în acest moment o penală. Trebuie să facă un pas în spate, nu? Trebuie să se retragă, să stea pe bară o vreme, până când justiția își va spune cuvântul, a? Vă sună cunoscut? Acesta a fost discursul prin care Chiove și opoziția Iohannis făceau pe apostolii justiției. Era o mizerie, fraților. Multor oameni li s-au deschis dosare doar pentru a fi numiți penali, doar pentru a fi hărțuiți, doar pentru a li se arunca rahat în cap, doar pentru a fi plimbați cu cătușele prin fața camerelor TV. Și nu mă refer doar la oamenii importanți cu imagine, nu, și la cei mai mici de care sistemul la un moment dat s-a împiedicat. Și chiar dacă nu existau condamnări, oamenii ăștia erau numiți penali peste tot. Li se spunea de la tribuna Parlamentului sau din conferințele de presă de la Cotroceni să se retragă, să facă un pas în spate. Apoi acei oameni erau achitați sau poate că judecătorii spuneau despre dosare că sunt glume proaste. Și nu n-auzeam atunci pe nimeni, în afară de jurnaliști, zicând: domne, dar ce dracului se întâmplă la DNA? Doamna Chioveși este acum o penală după standardele tâmpite puse chiar de dânsa. Bineînțeles că doamna Chioveși nu este o penală după standardele unei justiții normale, după standardele dreptului aplicat în interesul cetățeanului, după standardele drepturilor omului. Bineînțeles că, în mare parte, doamna Chioveși este acum o victimă. Este victima faptului că s-a jucat de-a călăul atâta timp, cu aroganță, mână-mână cu serviciile și fără mare legătură cu legea. Nu am niciun motiv să-mi dau demisia. Am respectat legea în tot ceea ce am făcut. Practic, Chioveși a căzut acum pe mâna unui procuror din nou regim. E atât de simplu. Procurorul mandarină, să zicem, o lucrează pe paradeală pe doamna Chioveși. Nu e de râs, normal că nu e de râs. Și doar dacă ești imbecil, te poți bucura acum. Am spus-o de atâtea ori către PNL, către USR, către Plus, către Cioloș, către Barna: sancționați abuzurile DNA, sancționați amestecul serviciilor în justiție, tocmai pentru a fi credibili când vorbiți de anticorupție. Sancționați corupția din anticorupție, fraților, tocmai pentru ca oamenii să vă creadă atunci când spuneți că vreți justiție. Nu, n-ai cu cine. Ei au ales să zică poezia cu DNA e frumos, DNA e bun, Chioveși e un profesionist absolut, procurorii sunt dumnezei. Și-au pupat și ei poala serviciilor. Trist, foarte trist. Ba mai dai de câte unul care a fost prim-ministru și află acum că SRI poate să facă business. Păreți surprins, nu știați că SRI-ul face business? Am înțeles. Apoi, sincer vă spun, am rămas puțin șocat de prestația doamnei Chioveși. Spune dânsa cam așa: ăștia vor să mă ia exact când să plec la Bruxelles, exact când să mă angajez și eu acolo. Poftim? Ce treabă are, doamnă, înfăptuirea justiției cu faptul că matale ai o nuntă sâmbăta viitoare? A zis de 20 de ori: mi-am luat bilet, mi-am luat bilet de avion. Așa și scrie în lege că cine și-a bilet la tarom scapă de urmărirea penală sau cum? Păi nu ăsta-i comportamentul penalilor? Nu la ei l-am auzit de atâtea ori? Și aici aș face o paranteză. Zilele astea ne-au spart patrioții lui Pește cu argumentul următor: să fie un român procuror șef la UE. E vorba de patriotism aici. Nu e vorba, domne, de om. E vorba că un român ocupă o astfel de demnitate. Ena, ce-i mă cu naționalismul ăsta deșănțat? Nu vă miroase când scoateți mizeriile astea pe gură? Serios, din ce bezna a civilizației veniți? Când ne reprezenta Gigi Becali la Bruxelles, tot patriotism era? Grapini, Dăncilă și alți druncinați, patriotism, domne, Adrian Severin, patriot.
De ce? Doar pentru că sunt români ăștia? Adică să fii patriot înseamnă să fii orb și pe alocuri foarte prost? Ești deștept? Mai spune doamna Chioveși așa: de ce se vine cu acest dosar după 10 ani? Ce? Să ne înțelegem, dosarul e de mai puțin de un an. Faptele sunt de acum 10 ani, da? E cu totul altceva. Dar parcă și pe asta tot de la penal o auzeam: haideți, fraților, se vine acum cu chestiile astea după 10 ani. Păi niciodată n-am auzit-o pe doamna Chioveși vorbind astfel când a închetat fapte de 10, de 12, de 15 ani. Și adică ce-ar fi de zis? A, nu mai anchetăm asta, domne, e de 10 ani. Nu, e veche, nu. S-a stricat infracțiunea asta, pute. Dar e șocant să auzi un procuror spunând așa ceva, nu? Cum era aia? Ce ție nu-ți place? Nu voi continua drumul în această procedură. Eu nu voi renunța. Nu, eu așa cum am spus și când mi-am încetat mandatul de procuror șef la DNA, corupția poate fi învinsă. Nu renunțat și nici eu nu renunț. Și nici n-am renunțat. Go Planet! Exact, doamnă, asta spune și Livache. Dar exact asta: eu merg mai departe, nimic nu mă poate opri. Voi depăși aceste abuzuri care se fac împotriva mea. Au început să cam semene discursurile, nu? Încă o chestie oarecum amuzantă. Chioveși se plânge că i-a fost adusă citația acasă la 8 seara. Adică? Ce înseamnă? Că sunteți hărțuită sau ce? Alții erau, doamnă, luați de pe stradă cu noaptea în cap. Apoi dosarele lor nici nu erau trimise în instanță. 8 seara e o oră decentă, să știți. Eu sunt încă la muncă la 8 seara. Pe bune, și ne-o ziceți de parcă v-au bătut mascații la ușă noaptea de înviere. Deschide poliția. Deschide că spargem ușa. Haideți să vedem. Care-i lecția pe care o învățăm de aici? 10 ani de anticorupție cu decapări și cu paradeli conduc acum la abuzurile celeilalte tabere. Oameni buni, nu vedeți? PSD și-a făcut propriul DNA de a ancheta procurori. O mizerie infinită care normal că trebuie sancționată de societate. Doar că nu vedeți, ne învârtim în cerc. O clasă politică foarte coruptă se luptă cu procurori la fel de corupți și cu oameni și mai corupți din servicii. Vremuri urâte, vremuri mizerabile. Și bineînțeles, cum se întâmplă în astfel de vremuri, oamenii, cetățenii, își creează salvatori, dumnezei, moaște izbăvitoare. Terminați, mă, fraților! E vremuri grele, ca după război.